Nu se poate să-i dai unui om numai drepturi și el să facă ce vrea. Iar instituțiile, și mă refer aici la CSM, la Inspecția Judiciară în special, la Parchetul General, să-i spele pur și simplu pe magistrații care îndrăznesc să, de fapt, ia legea într-o zeflemea, așa, o interpretează după virgulă. Am să vă dau un exemplu edificator în acest sens, ca să vedeți până unde s-a ajuns. Adică știam că sunt, aș putea spune, sunt un fiind cunoscător al societății românești, dar nu mi-am imaginat că totuși s-a ajuns atât de departe, cu ghilimele de rigoare. Am sesizat faptul că justiția română, în cei 4 ani de când mă judec cu societatea căreia i-am dat toți banii, mi-am vândut casa, locuiesc cu chirie, ce să vă spun, am și un copil student la medicină, o fetiță cu niște probleme de sănătate, cu responsabilități de cap de familie, în fine, ca să vedeți, singurul argument pe care l-a putut aduce cel cu care eu mă judec este acela că nu sunt împuternicit să o reprezint pe soția mea. Ca să vedeți până unde s-a ajuns. Am prezentat o împuternicire notarială în care se specifica în mod cât se poate de clar că sunt împuternicit să o reprezint în orice dosar aflat pe rolul instanțelor judecătorești în legătură cu imobilul în litigiu. Același imobil în litigiu. Și au găsit pretextul, și nu un judecător, 4 judecători, că de fapt nu sunt împuternicit și cineva care obstrucționează dincolo de orice dubiu o executare silită de 2,5 ani care a fost iertat, iar cu ghilimele de rigoare, de o amendă de 230.000 de euro urmare a obstrucționării acestei executări silite conform legislației, este iertat. Așa? Îi se casează toate infracțiunile care cumulate se ridică la peste 8 ani, tot așa pe virgule, adică parcă sunt puși să... și aici e o nu o șmecherie, este o ticăloșie venită din partea, îmi pare rău că trebuie să o spun, unor oameni care trebuie să, prin comportamentul, atitudinea și felul lor de a fi, trebuie să fie niște exemple de urmat în societate și ei de fapt trebuie să dea tonul societății, pentru o societate așa cum orice societate care are niște aspirații legate de viitor trebuie să fie. Magistrații, oamenii legii, da? Da, deci cei care se intitulează oamenii legii pur și simplu ajung să coabiteze cu infractorii, domne, și noi vorbim de inamovibilitatea magistraților, e ceva strigător la cer. Procurorii se fac temint în față, în, cum să spun, în rechizitorile, sau de fapt nici nu ajung să deschidă, deși era dovedit faptul că această executare silită este obstrucționată de 2 ani și jumătate, pur și simplu inventează motive absurde, aberante, ireale, ca să-l ierte pe respectivul de răspunderea în fața legii. E ceva dincolo de orice... Strigător la CEDO, cum avem noi expresii, și activiști. Și după cum vedeți, fenomenul nu sunt un caz izolat. Sunt multe cazuri de acest gen și constat că de fapt nimeni nu face nimic. Toată lumea ridică din umeri și știți cum e, câinii ladră, parcă am fi un sat fără câini, dacă ar fi să rezum așa. Nu se poate, sunt mii, poate zeci de mii de oameni care se află în fruntea statului, care fiecare au un rol de făcut
Și ei, de fapt, ce fac? Se spală unii pe alții. Deci e un... Mulțumesc pentru relatare. Mai trec pe aici să văd, cum evoluează situația. O precizare. Tot am vorbit de parchet și poliție. Vreau să vă spun că asupra soției mele s-a exercitat șantaj, amenințare. Nu vă spun, trebuie să vă mai precizez că s-a îmbolnăvit psihic, a ajuns să stea prin spital cu săptămânile. Urmează un tratament medicamentos și și-au permis, cunoscând de la dosarul cauzei această situație, să exercite asupra ei șantaj și amenințare. Deci vă puteți imagina până unde s-a ajuns. Deci e ceva... Și toate acestea sesizate nu sunt o prioritate. Deci procurorii efectiv, deși se cunoaște autorul faptei, și în cazul ăsta, și în cazul executării silite, obstrucționate, un an și ceva de zile nu încep o executare, o urmărire penală în persoană. Deci e ceva... Și după aia caută fel și fel de motive de... Să treacă termenul de prescripție, probabil, da, sau exact, să uiți, exact, sau să te scârbești, să renunți. Este... Da, deci domnule, deci efectiv, cam astea ar fi concluziile. Grup infracțional organizat și totul pentru... Liniștea sistemului. Pentru liniștea sistemului, dar să nu credeți că oamenii legii își permit să facă așa ceva fără să existe un interes la mijloc. Că e vorba de unul material, profesional, de avansare, că nu întâmplător am ajuns să fim o prostocrație, de fapt. Noi nu suntem o societate democrată, asta e, cum să zic, deja, da, sunt și puțin obosit, sunt în greva foamei de 8 zile și mă simt slăbit. Deci nu doar stați în stradă, dar și greva foamei faceți. Da, și greva foamei, pentru că am crezut că poate în felul ăsta, pe de-o parte, eu am o revoltă interioară, am o frustrare. Eu am ajuns să, cum să spun, un om care am respectat un contract, am respectat legile țării, să fiu pur și simplu jucat în picioare de cine? De infractorii buni. Și pe de-o parte, deci voi merge până la capăt în felul ăsta, pentru că ok, să-și asume măcar acest lucru, să spune, da, domne, uite, ăla a avut și pe noi ne-a lăsat rece. Da. Mulțumesc pentru relatare, vă doresc izbândă. Mulțumesc.